Neața, prieteni, este timpul pentru un nou vlog. Mă duc să fac o cafea și mă apuc de povestit. M-am gândit la o chestie, cu toate că fac videouri de 5 ani sau 6 ani pe YouTube, nu am dezvoluit foarte multe chestii personale despre mine, cum am început și chestii de genul ăsta, pentru că până acum am vrut să fie doar un canal strict de informații și nu neapărat personal vlog. Dar m-am gândit să mai diversificăm, așa că vom vorbi puțin și despre mine. Poate pe unii vă ajută unele chestii pe care le-am făcut încât să vă, nu știu, inspire sau să învățați din greșelile mele sau chestii genul ăsta pentru a vă ajuta în parcursul vostru. Nu vom renunța la chestiile tehnice, nu vom renunța la informațiile de fitness, pentru că până la urmă, acelea sunt lucrurile care contează și am văzut de la videoul celălalt un oarecare interes legat de plecarea mea, pentru că plecarea mea de la 18 ani, pentru că sunteți mulți care mă urmăriți și sunteți la începutul vieții, să spun așa, de adult, ați terminat liceul, aveți 18 ani și nu știți încotro să o apucați și dacă povestea mea vă ajută, atunci să începem. Deci, practic, legat de sport, am început sportul prima dată, cred că în clasa 3-a, când am apucat de arte marțiale. După asta, în clasa 5-a, am făcut un an jumătate de not. După asta, din clasa 6 spre a 7-a, am început să fac handball și am făcut până în clasa 9-a, pe la final. După care am făcut un an pauză, până prin clasa 10-a, unde am început să mă îngraș și după asta am mers la sală. Și practic, dintre a 10-a pe la final, am tot mers la sală în continuu până acum. Legat de parcursul meu profesional, să spun așa, în clasa 9, când am intrat în liceu, eram boboc și cumva s-a întâmplat am fost organizator la balul bobocilor. A fost o chestie de genul ăsta. Cei care organizau aveau nevoie de un sistem audio, nimeni nu vrea să-l aducă de acasă și am zis că lasă că l-aduc eu de acasă, pentru că o parte din participanți erau colegii mei și ei mi-au spus, băi, nu aveți sistem, știam că tu ai un sistem acasă, vrei să-l aduci tu? Ok. Și mi-am adus eu sistemul audio de acasă, am ajuns să fac parte din grupul acela, după care aveau nevoie de chestii făcute în Photoshop, era un banner pe fundal, dacă voi găsi poze, voi pune poze, era un banner pe fundalul scenei, practic, un banner din ăsta foarte mare și nimeni nu voia să-l facă sau nu știau, în fine. Și m-am oferit să-l fac eu în Photoshop și așa am ajuns să fac parte din echipa de organizare. Și pe asta m-am ocupat în mai multe chestii și așa mai departe. În clasa 10-a am candidat pentru președintele elevilor și am câștigat în clasa 10-a. După care am fost plecat la câteva chestii genul ăsta, întâlniri în țară cu alți președinți ai elevilor. A fost o perioadă, pentru că lucrurile astea nu se întâmplă tot timpul. După care în clasa 11 am câștigat din nou, în mod normal. De fapt, între 11 și măcar am mai câștigat. Directoarea a fost ceva de genul, trebuiau să se facă din nou alegeri și directoarea a fost, nu mai pierdem timpul cu alegeri. Adică, Angel, tu ai fost ok, mai stai tu un an. Practic, cariera mea profesională a început în clasa 10-a, da, când am început să citesc. Deci, pasiunea mea numărul 1, cu toate că acesta este un canal de fitness, sunt afacerile și domeniul economic. Economic, vorbind și la nivel internațional, macroeconomic, da, relațiile dintre țări, dintre economiile țărilor, la nivel mic, afaceri locale, cum funcționează și așa mai departe. Tot timpul m-au pasionat afacerile și am început să citesc cărți legate de afaceri din clasa 10. Până atunci, nu cred că am avut, până atunci îmi doream chestia asta, dar nu am făcut nimic în sensul ăsta și atunci practic a fost primul pas când am început să mă documentez, să înțeleg cam cum stă treaba. Vă dați seama oricum la nivel de început. Între a 11-a, prin faptul că am fost președintele elevilor, m-am nimerit într-un mediu de organizate evenimente. Adică fiecare liceu trebuia să organizeze o petrecere, nu mai știu, era ceva, un mis, boboc, o chestie genul ăsta, dar nu era balul bobocilor, era o chestie în club, în fi. Și proprietarul clubului, nu știu, a zis că, băi, îmi place cum te descurci, nu ai vrea să mă ajuți la organizatul petrecerilor, să fii ca un fel de mic administrator aici. Practic, trebuia să mă ocup de
idei de petreceri, să fac promovarea, să fac afișele, să fac promovarea pe Facebook, să mă ocup de pliante, nu de pliante, de afișele astea fizice, pentru că atunci nu era totul doar pe Facebook, și m-am ocupat de afișele fizice, trebuia să le dau cuiva, le mergeam, le printam, le dădeam cuiva, le lipea prin școli, în fine, și pe aia când venea petrecerea în weekend, de fapt vineri, sâmbătă, erau în fiecare weekend două zile, practic, când venea petrecerea, atunci stăteam acolo, mă rog, chestii genul ăsta. Și asta a durat cam 7-8 luni, în care, nu știu, făceam niște bani sau ceva. Nu a fost o sumă foarte mare, dar pentru, nici nu mai știu cât era, sincer, să încerc să-mi amintesc. Oricum, câteva sute de lei pe săptămână, cred că 300 de lei pe săptămână, ceva de genul ăsta. Oricum, ieșea vreo 1200 de lei pe lună. Având în vedere că aveam 17 ani, era mai mult decât suficient pentru mine. După care, după ce am renunțat la chestia asta, pentru că începuse deja să consume foarte mult timp și mai când era ceva genul, stai numai în cluburi și nu știu ce, și după, plus că începeam să nu mă mai înțeleg cu patronul, era destul de dubios. Și după ce am terminat cu clubul, era vară, cred. Da, deci era vara dintre 17 ani spre 18 ani, cum ar veni. Și un prieten de-al lui maică-mea făcea niște transporturi din afară. Aducea produse din Ungaria, le aducea în partea de vest a țării, în partea asta de Deva, Petroșani și așa mai departe. Și m-am dus cu el să-l ajut pe partea asta de comenzi și așa mai departe. El era foarte împrăștiat. La modul că dacă lua banii de marfă, care erau destul de mulți, pentru că plăteam cash atunci, lua banii de marfă, pierdea borseta. Dacă lua foaia de comandă, pierdea foaia. Și practic eu am stat și m-am ocupat de toate actele, tot ce a fost, făceam facturile. Asta la 17 spre 18 ani. Încă nu eram major, pentru că știu că am avut procură ca să ies din țară spre Ungaria. Și am stat cu el, nu știu, vreo lună jumătate, practic am stat, sau o lună, cred că a fost doar o lună, am stat cu el o lună și m-am înțeles cu el să-mi iau un mic comision per transport. Și am făcut câteva transporturi și am câștigat în total 3.000 de lei într-o lună. Atunci asta deci la 17-18 ani. Am luat toți banii aia, am luat-o pe Alexandra și am plecat la mare, la Costinești, pentru că neavând permis, nu aveam cum să ies din țară și, adică, aveam cum, dar... și am plecat la Costinești cu trenul ăsta. A fost și am cheltuit acolo toți banii. Pe partea de relații, sunt împreună cu Alexandra de 8 ani. Și anul acesta... ne vom căsători, de fapt. Anul acesta va fi asta la primărie, da? Nu știu cum se cheamă, cununia la primărie. Și după asta, anul viitor, în mai, va fi nunta. După cum vă ziceam, sunt chestii pe care nu le-am împărtășit până acum și mi-este foarte ciudat să vorbesc despre chestiile astea. Așa, după care eu, între timp, deci după ce m-am întors după chestia aia de o lună, da, aveam tot așa între 17 și 18 ani, m-am decis să încep chestia asta cu fitness-ul. Pentru că a trebuit să slăbesc, eu am avut nevoie de slăbit, da, am fost la sală, nu m-a ajutat nimeni, s-a întâmplat că erau doi antrenori proști acolo la sală, mi-au scutut și aleargă, am alergat timp de o lună, am alergat câte o oră fiecare zi și am slăbit un kilogram. Și mi-au rumațele pe acolo și am zis, băi, nu, ceva nu e în regulă, adică nu ar trebui să meargă așa. Și am început să citesc despre nutriție, am început să citesc despre mai multe tipuri de antrenament, atunci am dat peste antrenamente de tip HIIT, am dat peste programul Insanity, și am început să mă documentez mai bine. Am intrat pe bodybuilding.com atunci și era un fel de dietă, practic. Spunea, atunci am aflat despre macronutrienți, încă nu era la modă mai fitness, pe cel puțin pe România, absolut deloc, și aveau foarte puține alimente. Și am intrat pe bodybuilding.com și avea un calculator de macronutrienți. Spunea, trebuie să mănânci atâtea proteine, atâtea calorii, nu știu ce. Cam ce am făcut eu acum în aplicație. Și mi-au dat o listă, avea o listă cu alimente. Puiul are, nu știu, 30 de grame de proteine. Ăsta are, numai că lista era destul de mică. Și eu am zis că dacă doar lista asta o am, doar alimentele astea le mănânc. Și, practic, cu caietelul, stăteam
cât trebuie să mănânc eu pe zi? 400 de grame de piept de pui, ce mai este? Și mi-am făcut practic eu niște meniuri și mă țineam de ele și îmi scriam în fiecare zi în caietel. Și așa am pornit, prima dată am pornit pagina de Facebook, unde făceam meme-uri și chestii de genul ăsta, de fitness, după care am pornit canalul de YouTube unde făceam antrenamente acasă. Și acum mai sunt acele antrenamente pe YouTube, nu am vrut să le șterg, deși sunt de o calitate foarte proastă, pentru că inițial am pornit filmând cu telefon. Aveam un telefon, am filmat, se auzea foarte rău, nu era lumină, nu se stabiliza, asta este, așa am pornit. Când am pornit, i-am spus Alexandrei, 6 luni. Dacă în 6 luni nu se observă o creștere destul de mare încât să simt că merită să merg în direcția asta, voi renunța complet. Și în 6 luni cred că am făcut 1000 de abonați, ceva de genul ăsta. Cam așa, da. Știu că în primul an am făcut 2000 de abonați. Deci în 6 luni cred că am făcut până într-o 1000. Am făcut 1000 de abonați și am zis, păi, e o creștere ok. Așa mi s-a părut mie atunci. Este o creștere ok. Și într-adevăr este o creștere destul de ok. Pentru că pe YouTube acum este foarte înghesuială, să spun așa. Deci primii ani sunt destul de dificili. Și am făcut 1000 de abonați și am zis că, băi, cred că chestia asta merită. Și după asta am continuat cu videourile și așa. După care m-am mutat la Iași, începând facultatea. Am început facultatea de managementul afacerii, pentru că, după cum v-am spus, mă interesează afacerile. Am fost foarte dezamăgit de acea facultate, pentru că informațiile erau atât de vechi. Gândiți-vă că eu, deci în toată această perioadă, din clasa 10-a până de aproape de 19 ani, ce ar fi vreo 3 ani, am citit în continuare cărți de afaceri. Cred că am adunat, nu știu, aveam câteva zeci de cărți citite până atunci. Nu foarte multe, pentru că nu vă gândiți că, nu știu, eram un din ăla, de citeam și nu mai ieșeam din casă, dar citeam destul de constant și destul de mult. Și adunasem deja câteva informații și când am ajuns la facultate mi s-a părut totul atât de vechi. Adică eu citeam marketing online, chestii, Facebook, cum să fie exact maximul, să zic așa, știi? Adică cât mai recent. Și am prins o carte de marketing la facultate unde vorbeau de marketingul din anii 80 ca și cum ar fi prezent. Adică nu era istoria marketingului, nu. Ăla era marketingul pe care îl învățai. Marketingul din anii 80, unde spuneau că împarți, nu știu ce, flyere și nu știu, stăteai, trebuia să te poziționezi în zone centrale și din astea. Și mi s-a părut, zic, nu pierd timpul pe chestiile astea. Și am făcut facultatea la IDE, cum ar veni distanță, pentru că am zis că vreau să încep ceva, vreau să încep o afacere și atunci, în domeniul respectiv, fiind fitness-ul, nu prea erau, deci erau foarte căutate sau foarte dorite, erau suplimentele de la MyProtein. Atunci MyProtein-ul era cu totul altfel față de cum este acum, erau alți patroni și așa mai departe, alte calități. Și MyProtein-ul până atunci nu avea distribuție în România. Trebuia să cumperi direct din Anglia, trebuia să dai pentru a avea transportul gratuit, trebuia să dai de peste 150 sau peste 200 de lire comandă și trebuia să plătești cu cardul dinainte și așa mai departe. Și nu era niciun magazin online în România care vindea produse de la MyProtein. Și atunci vă spun de împrumutul pe care l-am avut de la maică mea, a fost de 7.000 de lei. Practic, am luat aia 7.000 de lei. Firma de care v-am spus că am făcut-o era un SRLD. SRLD, pe atunci, acum sincer, mai știu dacă este la fel, dar pe atunci însemna că poți să o deschizi gratuit. Nu că nu-ți trebuia acte. Vă zicem ceva în comentarii, vreau și o firmă din asta fără acte. Nu era fără acte, era gratuit, adică nu se plăteau actele. A doua firmă pe care am deschis-o, cred că am dat vreo 1.500-1.600 de lei. Și a treia firmă pe care am deschis-o, asta cu sala, acum s-au ieftinit foarte tare, adică vreo 200 de lei sau 300 de lei am dat. Deci a fost mult mai ok. Dar, în fine, atunci când am pornit, actele au fost gratuite, fiind firmă pentru tineri, trebuia să ai până în 25 de ani, dacă nu mă înșel. Și, mă rog, mai aveai niște beneficii acolo. Și am luat aia 7.000 de lei de la maică-mea. Am băgat vreo, cred că 500 de lei să fac un site. Site-ul l-am făcut complet eu. Am plătit doar hostingul și cu domeniul. A fost
angelfitness.com a fost primul site. Da, nu știu de ce n-am pus eu .ro, nu știu ce era în capul meu, în fine. Și după care am mutat pe fitnessnation.com și am început să distribui suplimente de la MyProtein din apartament. Și fiind singurul care vindea, a mers destul de bine. Și numai că, practic, atunci Facebook-ul era la modă, Instagram-ul nu era la modă, nici nu știu dacă aveam Instagram atunci. Și pe Facebook, practic, eram activ, postam așa, promovam suplimentele, în vlog le promovam și după care stăteam și răspundeam la întrebări. Oamenii spuneau, crezi că ar trebui să iau creatină, să fac nu știu ce, și spuneam, da, uite, îți recomand creatina asta. Sau atunci făcusem niște pachete, cei care mă urmăriți de foarte mult timp, probabil știți, făcusem niște pachete, pachetul de masă musculară și adăugasem eu whey cu creatină și cu vitamine. Și dădeam și o reducere la pachetul ăla, deci aveam o gamă de suplimente destul de redusă, vă dați seama. Și creasem eu și niște pachete și am vândut o perioadă din apartament, da. După care, și asta s-a întâmplat, cred că vreo 2 ani, și lucrurile chiar mergeau bine. După care am aflat că MyProtein voia să își mute punct de distribuție în România. Și am zis că dacă vor să vină în România, înseamnă că cineva a cumpărat, pentru că mi-a zis atunci cineva de la Oradea, cumpărase distribuția. Și am zis că nu vreau să stau să fim nu știu câți care să ne batem cap în cap. Și atunci am vândut toate suplimentele pe care le aveam pe stoc și m-am apucat de altceva. Cam asta au fost începuturile, nimic spectaculos. Munceam destul de mult ca și timp, adică stăteam undeva la... Mă trezeam la 6, Alexandra pleca la facultate, eu mă trezeam pe la 6-7, mă duceam la sală pentru că am zis că dimineața nu prea pot să lucrez, dar în schimb mă trezeam, eram buimac, mă duceam la sală și când mă întorceam înapoi puteam să lucrez. Și am vorbit atunci... Deja a început să fiu mai cunoscut pe YouTube și așa și îmi luasem 3 clienți dimineață la cât era? 7 fără 20, ceva de genul ăsta. Și antrenam practic 3 oameni la ora 7. Și prin faptul că îi antrenam pe ei, după care mă antrenam și eu și până undeva până la ora 10 terminam. Și așa mai era și o sursă de venit în plus și pe lângă asta reușeam să mă trezesc. Mă trezeam după care, practic, stăteam la calculator, făceam materiale pentru Facebook, făceam poze, făceam videouri. Pe Facebook am câteva mii de postări, poze, videouri cu exerciții, tipsuri și așa mai departe. Și cu acelea am crescut pagina și acelea au fost, practic, un mijloc de promovare. Cred că cea mai eficientă metodă de promovare este atunci când oferi ceva gratuit. Și vedeți că eu tot timpul am avut chestii gratuite. Încă de când am început, am făcut programe gratuite. Sunt programe pe care le am cu antrenamente acasă, cred că au 4 ani sau 5 ani pe YouTube, care sunt gratuite. Și astea sunt metodele de promovare, unele dintre cele mai eficiente. Din exterior sună destul de simplu, dar a fost într-adevăr mult de muncă, ca și ore. Deci munceam, după cum am zis, munceam de undeva de pe la 10 până seara la 10. Asta fără antrenament, fără nimic inclus, da? Pentru că antrenamentul era înainte. Și a fost o perioadă obositoare, să spun așa, dar s-a meritat într-un final. Pentru că tot timpul am mers pe ideea că dacă un lucru este complicat, dacă un lucru este obositor, nu îl vor face foarte mulți oameni. Așa că concurența nu va fi foarte, foarte mare, așa că tot timpul am tras tare să-l fac eu. Și acum sunt la fel. Dacă lucrurile sunt complicate și oamenii spun este prea complicat, este prea dificil, este nu știu ce, exact lucrul ăla vreau să-l fac. Pentru că sunt convins că va ieși ceva bine și nu-l vor face mulți. Exact și cum a fost cu sală. Aș fi putut să iau niște echipamente SH de la cineva care a închis o sală și făceam și eu așa o sală cu ce echipament avea tipul respectiv. Eu am ales să fac import de echipamente, am adus echipamente noi, am obținut un preț bun și sala a ajuns la o calitate diferită, pentru că discurile sunt altfel, nu știu câte săli în România au discuri cum avem noi, nu multe, cu siguranță, aparatele sunt noi, benzile sunt noi, au garanție 5 ani, ceea ce este rar întâlnit
la persoanele care își deschid, majoritatea cumpără BSH, se strică după o lună și îl chem pe ăla și pe ăla nu mai interesează și așa mai departe. Noi avem 5 ani garanție în cazul în care se strică orice la bandă, ne trimit piesele și o bandă în interior este foarte simplă. În fine, asta e cu totul altceva. Asta e cu totul altă poveste. Cam astea ar fi începuturile. Și din fiecare experiență am învățat câte ceva, am făcut toate greșelile posibile. Toate greșelile. Deci se spune că dacă este să meargă, dacă există o posibilitate de a merge ceva prost, în primii 3 ani, se va întâmpla. Deci, la orice te gândești negativ, îi spune, dacă se întâmplă asta, dacă se întâmplă asta, dacă se întâmplă asta, aproape cu siguranță se va întâmpla. Inevitabil. Și în primii 3 ani am avut o grămadă de probleme. Nici acum nu este ca și cum totul e perfect și totul este roz și nu mai am nicio problemă. Dar legat de afaceri, ca și dificultăți, mă refer, nu probleme, adică am răciță, ca și dificultăți în afaceri și ca și impedimente, în primii 3 ani am avut cele mai mari probleme. Mi s-a oprit marfa la vamă, mi-a ținut o lună, m-am certat cu ea de la vamă, am primit amenzi, am greșit chestii, s-au blocat chestii, am pierdut lucruri, tot ce se putea întâmpla, acte, varză, deci tot ce se putea întâmpla negativ s-a întâmplat. Așa că nu trebuie să vă faceți griji de chestiile astea. Toată lumea pățește același lucru. Nu trebuie să vă gândiți că dacă vi s-a întâmplat ceva negativ, este doar pentru că sunteți voi ghinioniști sau doar. Este vorba de cum reacționezi la acele întâmplări negative, da? Nici o chestie nu trebuie să te descurajeze. Dacă ai imaginea de ansamblu și știi unde vrei să ajungi, lucrurile acestea vor fi doar mici impedimente. Dar știu cum este. La început, orice problemă este o mică tragedie. După ce începi să rezolvi problema aia, rezolvi problema aia, rezolvi și problema aia, deja lucrurile încep. Este doar o altă problemă. Să trec peste ea. Dar la început, fiecare problemă pare ca o tragedie. Exact cum este și examenul de BAC, prin care treceți foarte mult. Înainte să-l dai, pare o chestie, vine bacul. După ce l-ai dat și intri în viață și începe sesiunea de la facultate, începe, nu știu, începe problemele în viață, era, mai dau bacul de 4 ori și n-am nicio problemă. Și legat de facultate, vă spuneam că am făcut facultatea la distanță. În primul an am fost o oră la facultate. Nu, două. Am fost la cursul ăla de marketing, de care v-am spus, și am fost la un curs. Și mai știu ce obiect era, ceva economie, macroeconomie, microeconomie, nu mai știu. Și era un nene care el a avut două afaceri, dar ambele au dat faliment. Și spunea el, ne povestea el din experiența lui, era foarte descurajator, adică era, n-are rost să începeți, n-are rost să faceți nimic. Și a zis că ăsta nu e locul unde să înveți despre afaceri. Adică marketingul este predat de acum 30 de ani. Deci, este inutil. Marketingul la noi, în zilele noastre, se schimbă de la an la an. Și tu îmi predai marketing de 30 de ani și te aștepți să fie folositor. Și apoi vine nenea ăsta, care a avut două afaceri și ambele au dat faliment. Și măcar de-am învățat din greșelile lui sau ceva, dar nu, el doar încearcă să ne descurajeze. Adică, hai să chemăm un om care chiar are o afacere, care chiar funcționează. Să vină un nene cu o fabrică care are 100 de angajați, să spună, băi, cum este să faci afaceri? Și tot timpul am avut problema asta cu sistemul de învățământ, pentru că foarte mulți profesori, nu că am ceva cu ei sau așa, dar foarte mulți profesori, am avut și eu la liceu, am terminat liceu economic, sunt oameni care au avut alte aspirații, da? Au terminat contabilitate, au vrut să facă nu știu ce contabil, sau au terminat management și au vrut să conducă o firmă sau ceva, dar au luat și cursul de pedagogie. Și au zis că, nu prea a funcționat treaba, am să mă fac profesor. Pentru că am avut profesori care se vedeau pe ei că nu sunt realizați în viață și erau oarecum triști. Am avut și, într-adevăr, de exemplu, diriginta mea era o profesoară super, adică își dorea să fie profesor, se vedea că îi place să fie profesor și așa. Oameni din ăștia ar trebui să fie, în general, profesori. Dar am avut și profesori care se vedea că, tu n-ai reușit să faci nimic în viață,
Și asta a fost ca o plasă de salvare, pentru că ai avut cursul ăla de pedagogie și ai zis, hai să mă fac profesor până la urmă, este la stat, este la sigur. Și nu vrei să înveți afaceri de la oamenii ăștia. După cum v-am spus, deci am fost 2 ore la facultate și după asta m-am dus direct la examene și le-am luat pe toate. Pentru că informațiile pe care le citisem, oarecum s-au regăsit în examene. A fost o coincidență. Eu m-am dus la examene așa pur și simplu, nici n-am avut nicio idee că am să trec vreodată. Și m-am dus și am trecut la toate. Nu am avut absolut nicio restanță în primul an. Și am zis că, mă, ceva nu e în regulă. Adică la distanță se plătește facultatea, da? Și era 3.000 de lei sau 3.500 de lei. Și zic, eu plătesc facultatea asta, nu am fost deloc. Mă duc la niște examene pe care le-am luat fără să învăț absolut deloc nimic. Nici nu aveam cărți, nici nu aveam numărul la colegi, nu aveam nimic. Și am zis că nu e normal să se întâmple chestia asta. Adică facultatea trebuie să fie grea. Pentru asta dai 3.000 de lei sau 4.000 de lei cât mai sunt facultățile acum, ca să înveți ceva. Dacă eu vin și știu deja tot ce vreți voi să predați, nu are sens. Și în al doilea an m-am înscris în primul semestru, am luat cărțile, am văzut că este aceeași situație, am zis că renunț pentru că era efectiv, am zis că și în cel mai bun caz termin facultatea, primesc o diplomă. Eu deja aveam 2 ani în afacere, era al doilea an în care aveam o afacere deschisă. Și câștigam deja mai bine decât ar fi câștigat un angajat care s-ar fi angajat după facultate. Adică dacă eu aș fi terminat managementul și mă duceam și mă angajam la Amazon, de exemplu, aș fi câștigat mai puțin decât câștigam în momentul ăla cu afacerea mea. Și am zis că efectiv nu are sens. Este o pierdere de timp și de bani. Și am renunțat la facultate și m-am înscris la un curs de antrenor personal, am terminat cursul de antrenor personal, după care m-am înscris la un curs de nutriție și am terminat și cursul de nutriționist, încât să, măcar să am specializare în domeniul ăsta. Cursurile ambele au fost foarte proaste. Indiferent, deci, mi-a mai scris cineva, Angel, nu trebuie să le pui pe toate în aceeași oală. Ba da, pentru că cursul de antrenor personal durează 12 zile, da? 6 weekenduri. În 12 zile nu ai cum să înveți mare lucru, indiferent de situație, indiferent de cât de bun ar fi cursul, nu ai cum să înveți mare lucru. Cursul de nutriționist a durat 12 sau 14, tot așa, 2 săptămâni practic legate, deci 14 zile. Cum pot să învăț eu nutriția în 14 zile? A fost pur și simplu o chestie, pe lui nu mai vorbim că unele informații erau greșite. Deci tare rău ea. Deci deja când am făcut cursul de nutriție, cred că aveam 3 ani sau 4 ani în care chiar mă documentam despre fitness și așa mai departe. Și când m-am dus la cursul ăla, a fost o bătaie de cap pentru oamenii aia. Adică îi întrebam, îi spuneam, corpul nu poate funcționa fără carbohidrați. Și eu îi întreb, și ce părere aveți despre dieta ketogenică? Aia este altceva. Așa, dezvoltați, o să vorbim despre asta mai târziu. Păi nu, vorbim acum, că aici eram la macronutrienți. Nu, vorbim mai târziu și mă închidea bam. După aia reveneam, dar n-am mai vorbit despre nimic în partea aia cu macronutrienții cu asta. Da, ajungem acuși. Mai venea câte o problemă, tot așa. Nu, ce spui tu este ok, dar e legat de altceva. I-am zis, nu, doamne, nu e legat de altceva. Era legat de subiectul care vorbeam noi. De ce mă tot eviți? Eu plătesc aici, adică vreau și eu un răspuns la întrebarea asta. Și ei, practic, mestecau un curs. Îmi spuneau cursul, să știți, cursul nu e, dar ne întrebați pe noi dacă e o problemă, pentru că cursul mai are niște greșeli în el. Și am făcut cursul la Masterclass, tot timpul le încurc cu sala, că este Workclass și Masterclass, dar la Masterclass. Și oamenii de acolo, cei care erau trainer, aveau o specializare a lor, dar erau foarte reduși, adică în niciun caz nu se potrivea cu nutriția de care are nevoie omul de rând. Avea bun. Vorbeam de nutriția pentru boli. Este cu totul altceva. Când vii cu o boală foarte strictă și poți să mănânci 5 alimente, bun, este un alt fel de meniu. Dar majoritatea oamenilor vin cu, vor să slăbească sau vor să crească în greutate. I-am spus, doamnă, dacă vine la dumneavoastră un băiat care are 50 de kilograme și 1,70 m ceva, ce meniu îi dați încât să evitați aceste combinații de cartofi cu carne, de orez, cu nu știu ce? Cum reușiți? Păi îi dai mai multe mese. Și mi-au arătat gen
Știți combinațiile alea cartofi cu care, pe care trebuie să le eviți? Ei le-au pus separat, în mese diferite. Adică, de ce la masă, cum e meniul zilei, da? Mănânci felul 1, felul 2, felul 3. Și au împărțit încât să nu fie practic în aceeași farfurie, dar era una după alta. Doamne, astea-s așa, ca să... Adică în momentul în care trebuie să mănânci 3.000-3.500 de calorii, nu mai există nicio combinație, pentru că nu îți ies efectiv. Ar trebui să mănânci acum un aliment, peste un sfert de oră alt aliment și tot așa să continui să mănânci toată ziua pentru a-ți ieși meniul. I-am zis că alea sunt optimizări despre care vorbim. I-am zis că nu o să vă iasă un meniu de 3.000-3.500 de calorii. Și face, aia așa e, într-adevăr, meniurile astea sunt, meniurile astea cu multe calorii sunt dificile. Păi normal că sunt dificile, pentru că un meniu în care pui o salată cu piept de pui e simplu pentru toată lumea. Am vorbit o grămadă, nu-i așa? Și nu știu cât am vorbit măcar. Dar cam astea au fost experiențele mele de început. Poate vom mai vorbi despre ele, dar am zis să fac așa ca un fel de rezumat, să ne cunoaștem mai bine. Și haideți să mă uit puțin. Tocmai mi-am verificat mail-ul și am primit un mail de la modulul de plată pe care îl avem pe site. Este o problemă ceva, am avut o problemă de când am schimbat site-ul nou și cu transportul odată, pentru că pune prețul transportului când nu ar trebui să-l pună. La modul că dacă plătești cu cardul și vrei să primești produsul online, un program de masă sau de slăbit, nu ar trebui să ai costul transportului adăugat. Dar a apărut, în fine, și acum rezolvăm chestia asta. Și pe lângă asta, era ceva dubios la modulul de plată, adică plăteai și mie pe site mi-a arătat că comanda este anulată, dar banii mi intrase în cont și trebuia eu să fac mai multe verificări să văd dacă comanda într-adevăr e bună, dacă nu e bună și așa mai departe. Și am luat legătura cu cei cu modulul de plată și mi-au trimis, era practic o problemă de versiune. Eu am îmbunătățit site-ul și am făcut update. Și modulul a rămas versiunea veche pentru că el, nefiind într-un, cum este meniul ăla, să-și tragă singur update-urile, trebuie să le descarci din altă parte și, de fapt, trebuie să se-l trimită ei. Și nu aveam, practic, modulul nou și acum îl am și lucrurile se vor rezolva. A apărut și problema asta cu steroizii din nou. Pe mine mă amuză de fiecare dată pentru că, deci, acum 4 luni eram un gras care nu are nicio legătură cu sala, nu ai nicio treabă cu fitness-ul și așa mai departe. Iar acum iau steroizi și nu știu ce pentru că am slăbit. Dacă, nu știu, ați avea, sau cei care spun, dacă ar avea o cea mai mică idee legată de fitness, atunci când ești gras, arăți rău pentru că nu se vede masa musculară, pari mai mic în video-uri și în poze pentru că ești gras și pufos și așa. Ca și dimensiuni, era mult mai mare. Odată cu îngrășarea asta a fost și ca o fel de perioadă de bulking necontrolat, practic de dirty bulking, da? Și este posibil să mai fi pus un kilogram, 2 kilograme de masă în ultimul an. Dar gândiți-vă că fac sală, cred că de 8 ani, de acum, probabil, ceva de genul ăsta, în care și am 1,74 și acum am 75-76 de kilograme. Deci nu am 85 de kilograme încât să fie ceva suspicios sau... Plus că nu sunt foarte în vârstă și pielea și aspectul se maturizează și cu vârsta. Veți vedea că cineva care are 30-30 ceva de ani definit arată altfel. Pentru că pielea arată altfel, masa musculară arată altfel. Într-un fel se maturizează și arăți mai dur, arăți mai tare. Dacă ai o genetică cum am eu, în tinerețe, la 20 de ani, 21 de ani, 22 de ani, arăți pufos, ești mai, nu știu cum să spun, nu ai acea tărie a mușchiului. Asta prinde în timp și la mine începe să se dezvolte. Striațiile încep să apară mai bine, ușor, ușor crește, poate puțin și vascularizarea. Sunt lucruri care se schimbă în timp și se schimbă foarte lent. Așa este în mod natural. Lucrurile se întâmplă foarte lent. Și prin faptul că eu oarecum am stat, pentru că am avut o cantitate destul de mare de grăsime, prin faptul că am stat acoperit, să zic așa, nu s-au văzut aceste schimbări treptate și au apărut deodată, pentru că am slăbit și acum ești mai mare și steroizi și așa mai departe. Este ca un ciclu pentru mine care s-a repetat în fiecare an și am spus că ăsta va fi ultimul an, adică
tot timpul a fost ceva, s-a întâmplat ceva încât m-am îngrășat în perioada de iarnă. Acum, practic, a fost, am avut acea mică problemă cu metabolismul, am pus câteva kilograme și pe care am zis că hai să încerc acest experiment și am pus și mai multe kilograme pentru a porni acest experiment, pentru că am zis că, bă, oricum o să trebuiască să slăbesc. Zic că dacă tot vreau să trec printr-un proces de slăbire încât să fiu cât mai aproape de omul obișnuit. Și încă o chestie, deci video-ul ăsta cred că o să aibă o oră. Încă o chestie legată de sală. Astăzi este a treia zi în care nu mai am sală. De luni, deci astăzi este miercuri, de luni am închiriat sala. Încă nu am apucat să mă bucur, chiar m-a sunat și tahi. Mi-a zis că, băi, cum ești cu timpul? Ești mai relaxat? Ai mai mult timp pentru tine? Zic că nu, a fost luni, am stat la sală cu cei care au preluat sala, să le mai arăt odată tot ce trebuie, le-am dat numărul de la toți distribuitorii, gen uite, de aici se apă, de aici se sună pentru ridicarea deșeurilor, aici se sună pentru asta, aici se sună pentru asta, așa merg cardurile, hai să dăm comandă de carduri, hai să vedem din deloc hârtie igienică, chestii genul ăsta. Și asta a fost luni. Ieri am început așa, hai să mergem la bancă, pentru că trebuia el să depună niște bani în contul nostru, ca să putem să-l băgăm în acte, chestii genul ăsta. Am fost la bancă, am stat o oră jumătate la bancă, după care am fost la Registrul Comerțului pentru a finaliza actele între noi și am stat tot așa vreo oră jumate la Registrul Comerțului, după care am venit la sală, am mai stat iarăși cu ei pentru că până s-au mai obișnuit cu sistemul nostru, cu carduri și așa mai departe, am mai stat cu ei și nu am apucat să mă bucur chiar foarte mult de timpul ăsta liber, în plus. Și nu neapărat să mă bucur de el, că nu e ca și cum să stau să mă uit pe Netflix, pur și simplu să îmi văd de treabă și să fiu mai productiv pe partea asta la altă. Și mâine voi pleca la Neversea, practic, de fapt, în noaptea asta voi pleca la Neversea. Alexandra și-a dorit foarte mult să meargă și mi-a zis că, mă, mergem. Asta este. Și astăzi vreau să fac un antrenament de piept și abdomen. Cred că am mai filmat asta ceva destul de recent, dar cam asta îmi vine, pentru că am făcut spate, ceva umeri și acum vreau să fac piept și abdomen și mâine, la mare, am să iau niște benzi după mine și poate voi filma un antrenament de brațe. Pentru că am gândit de ce nu. Deci, în continuare, nu vreau să... Asta vă spuneam, am început să vă spun, am sărit într-una într-alta, legat de schimbarea greutății, a fost ultimul experiment. Pentru mine. Am postat și pe Instagram chestia asta. Ultimul experiment. De acum voi rămâne exact la acest procentaj de grăsime. Plus minus 1-2%, poate 2% în plus pe decembrie și 2% și 1% în minus mai târziu. Dar în principiu, în continuare voi mai ține un pic de dietă. Poate mai scad 1-2 kg. Cam încă vreo 2-3 săptămâni. Dar ca și idee, a fost ultima fluctuație mare de greutate pe care vreau să o fac, cel puțin în următorii câțiva ani. Pentru că am primit întrebări și legat de programul cu care am slăbit în perioada asta, cel care va fi un hibrid, o combinație din mai multe chestii, va fi foarte interesant ca și program. Este în lucru pentru că vreau să-l fac puțin diferit. Celelalte programe le am cu poze, au și câteva videouri, dar acest program va fi exclusiv video. Adică explicațiile vor fi video, exercițiile vor fi filmate, totul va fi video, practic va fi o colecție de videouri, pentru că am observat din celelalte programe, oamenii nu citesc, adică am făcut în programul de slăbit, în programul de masă musculară, ca niște PDF-uri în care explicam anumite chestii și așa mai departe, oamenii nu, foarte puțini care citesc, sunt într-adevăr care citesc, dar mulți după ce primesc program, mă întreabă, dar câte seturi trebuie să fac? Păi scrie în A, dar n-am apucat să citesc tot. Dar la ce meniuri trebuie să mă duc? Păi ai citit partea de dietă, unde se explică tot ce trebuie acolo? A, nu, n-am mai citit aia. Eu am intrat direct pe exerciții. Toată lumea caută varianta aia. Adică și așa programul nu este făcut, n-are 300 de pagini, are câteva pagini, nu știu, 20 de pagini sau cât o avea PDF-urile alea, adică nu foarte mult de citit și cu toate astea oamenii nu le citesc. Așa că am zis că următorul program va fi exclusiv video, va fi și în aplicație. Sper ca până atunci să-mi dea și Apple-ul, mi-au trimis mesaj cei de la Apple. Ne cerem scuze pentru faptul că durează atât de mult. Vom reveni curând la dumneavoastră. Nu știu ce, primesc întrebări în fiecare zi. Angel, când este gata aplicația de la Apple? N-am nicio idee, și n-am văzut așa ceva. La Google am postat-o într-o zi
sau două, mă rog, nu știu exact, dar a fost, e gata, publish, wait, online, la Apple, e gata, publish, wait, 3 luni și apoi, nu știu, deocamdată nu am ajuns la punctul de online. Și acum am început să lucrăm la varianta de My Fitness Pal pe România. Problema este că nu vreau să iau o listă de alimente din altă parte, pentru că am văzut multe greșeli. Cred că a fost o listă la început și toate site-urile au preluat-o cumva, pentru că nu știu ce site sau câte site-uri și-au refăcut lista cu 5.000 de alimente și așa. Dar, în schimb, eu vreau să verific efectiv toate produsele și vă dați seama că acest proces durează, plus că site-urile, în afară de MyFitnessPal și tot ce mai, nu știu dacă au bază de date cu scanare. Și la noi va fi aceeași funcție cu scanare. Deja am făcut, practic, baza aplicației unde să poți să scanezi și îți dă valorile și așa, numai că trebuie adăugate produsele. Și, și asta o să vedem. Probabil o să lucrăm cu câțiva oameni care să ne ajute să adăugăm cât mai repede toate produsele. Mergem într-un supermarket și scanăm toate produsele. Nu știu, vom găsi o soluție încât să fie mai eficient, dar pe lângă adăugatul ăsta de produse, vreau să fie și o corelare de produse. Adică să spunem că ai rămas fără idei și dai pe piept de pui și îți spune aceste produse sunt asemănătoare și îți va da alte tipuri de carne cu valori asemănătoare pe care ai putea să le mănânci încât să le incluzi în planul tău. La fel și la garnituri. Uite, vreau să mănânc orez și îți spune, uite, pe lângă orez, dacă îi dai o să fie ceva, o funcție, gen sugestii, și îi dai, pe lângă orez, poți să mănânci asta, 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 asta și au valori asemănătoare. Și de asemenea, va fi un singur produs. Nu vor fi dubluri. Adică dacă scrii piept de pui, vei avea așa, piept de pui crud, piept de pui la grătar sau piept de pui gătit, piept de pui prăjit în ulei, să zicem. Și astea sunt. Adică nu ai piept de pui, piept de pui, piept de pui, piept de pui fiert, piept de pui, piept... și tu ești... Ce piept de pui trebuie să aleg din lista asta? Pentru că fiecare, în MyFitnessPal, fiecare are dreptul să adauge produse. Și au adăugat, cauți un măr, găsești 50 de rezultate. Ești, ce măr trebuie să aleg de aici? Și de asta zic că toate produsele trebuie să fie verificate încât spui măr verde. Un măr pe, sau cât vine, 50 de grame de măr. Atât. Atât este și ești sigur că valorile sunt bune. Numai că această verificare durează. Dar chiar dacă durează, vreau ca lucrurile să iasă cum trebuie. Și până la urmă urmei și aplicația pe care o am. Și aplicația asta va fi gratuită. Așa că eu nu am nimic de câștigat încât să mă grăbesc să spun hai să o fac acum că mai fac un ban sau nu știu ce. Nu. Practic aceasta va fi o aplicație de care veți beneficia voi, cei care mă urmăriți și oamenii care mă urmăresc pe toate rețelele sociale și vreau să vă ofer acest lucru pentru a vă veni mai ușor să vă monitorizați macronutrienții și pentru a vă atinge rezultatele. Nu, practic, eu plătesc crearea acestei aplicații. Cu siguranță vor avea și lucruri de cumpărat, cum și acum în aplicație. Ai aceleași programe de cumpărat sau meniurile de cumpărat, dar funcțiile principale ale aplicației vor fi gratuite. Astăzi trebuie să mai filmăm antrenamentul și trebuie să termine video-ul ăsta. Cred că am deja 40 de minute de când vorbesc. Trying to be the best version of myself. Ain't tripping, I'm deserving all the wealth. Done did it so well, to say the least. I can feel it down deep inside myself. So important, just worrying less, cause nothing worthy of stress. Look inside my dome piece, hella dirty and mess. Cause they don't see what I've been doing as a journey to checks. They made me touch 100,000 when I'm 30 at best. I remember feeling barely awake and trying to alienate. Had the impression that I made a mistake. But now I'm talking with the people who would scare me with hate about how I'm gonna divvy up a shady estate. Like what a time crisis, to be politically correct, fuck ISIS. I'm just me, nothing but a man, goddamn, why does everybody act so righteous? I learned young that the world don't know me, jack, it can't hold me back, and how cold does that sound? Yeah, I get hyped on life just singing this shit. I learned young that the world don't know me, jack, it can't hold me back, and how cold does that sound? You ready? And it sounds just right, cause I love this shit. Yeah, I know I've been sinning, pinning my L's in the frame. Stick to the mission to win and get me the first in the race. Just see him switching my inner image and flipping the page to something different and riveting like Da Vinci with paint.
They were busy pouring Patron. I was plotting on touring the globe, but getting hot. I thought my name was getting put on the stove. So for me, I'm only going for gold. That's why you always see me ducking these hoes. A cup of Henny and some medical L's. You either ending up in heaven or hell. Don't get it twisted, I ain't feeling myself, but I would not wanna be anyone else. So get a penny, throw a wish in the world and wish them well. What a time crisis to be politically correct. Fuck ISIS. I'm just me, nothing but a man. Goddamn, why does everybody act so righteous? I learned young that the world don't know me. Jack, it can't hold me back. And how cold does that sound? Yeah, I get hyped on life just singing this shit. I learned young that the world don't know me. Jack, it can't hold me back. And how cold does that sound? Why does everybody act so righteous? I learned young that the world don't know me. Jack, it can't hold me back. And how cold does that sound? Why does everybody act so righteous? I get hyped on life just singing this shit. I learned young that the world don't know me. Jack, it can't hold me back. And how cold does that sound? And it sounds just right, cause I love this shit. Cause I love this shit. Cause I love this shit. Yeah. Cause I love this shit. Cause I love this shit. Yeah, I love this shit. Yeah. Ayy. Pray for the weak, stay low key. Ride with the gang who was day one peeps. Praise to the G, puppet ODB. Don't hang around the oven if you can't take heat. No games of time to play, ways to conversate. Made to find a way, name a time, a place. Pain we hide away, stain and fry the brain. Shame we lie, we even do it face to face. Damn, shadow of the beast is out. Cold hard, baby, gon' need fleeces now. Cause all the cash gone down, no checks inbound. Where the fuck I'm gon' live when the lease is out? I can't front, listen, I ain't been around no slums. Never had to worry about funds. Living in a crime-free city full of dime piece. Biddies live 22 years. Only shot 3 guns, so I pray for the streets. Show on the bridge, ride for the ones who was closest, kids. Praise to the G, y'all know what this is. Don't hang around us if you choke and snitch. Pray for the streets, show on the bridge, ride for the ones who was closest, kids. Praise to the G, y'all know what this is. And I know it sound good, cause I love this shit. Am ajuns acasă și cam asta ar fi pe ziua de astăzi. Este deocamdată, este după amiază, să zic, este 4. M-am antrenat, am mâncat acum când am ajuns acasă. Am mâncat niște pulpe de pui cu legume, deci nimic deosebit. Și cam asta ar fi. De acum vreau să mă duc să fac, îmi mai așez toate chestiile, pentru că noaptea asta plec la Neversea și următorul vlog va fi de la Neversea. Cu acestea fiind spuse, bineînțeles, ne vedem la videoul următor. Sper că v-a plăcut, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați. Orice fel de întrebare, Angel Fitness cu 3DS, arun@gmail.com și Fitness Nation pe data viitoare. Pa!